comentarii cu hashtag în pofta mea. Asta vreau la acest videoclip, nu vreau like, vreau hashtag în pofta mea, deci nu-mi dați like. Da? Stai și o lasă aici. O lasă aici. Lasă acolo, unde vrei tu. Aici. Acolo pune. Bun, ești pregătit? Începem? Da! A doua cutie. Vă salutăm, dragi prieteni, și bine am găsit la un nou video, din nou. Abia ce am terminat acum 5 minute de făcut un video. După cum, dacă l-ați văzut, dacă nu l-ați văzut, pofte în cutie. Avem aici dulciuri. De data asta. Da. Hai să vă spun despre ce e vorba, poate unii nu știu și abia e prima oară când vedeți un astfel de videoclip. Eu sunt Bogdan, el este Nicolas, băiețelul meu și astăzi ce e, tati? Hârtie. Hârtie. Păi e hârtia, tati, eticheta asta. Las-o acolo. Ce caută? Astăzi facem, astăzi testăm niște dulciuri. Niște dulciuri, de care sunt astea? Dulciuri pentru sportivi, dulciuri fit de la pofte în cutie. Băieții ne-au trimis o cutie de fiecare model. Să le testăm, să vedem cum sunt dulciurile. Link în descriere pentru cei care sunt interesați, să vedeți, să le gustați, să vă uitați, n-are importanță. Cum face calul? Deci poate să facă, ia, hai, fă, că eu nu pot. Deci, nu știu cum face, deci nu știu cum face. Gata, stop, pauză. Astăzi testăm, astăzi le testăm pe toate, doar că sunt videoclipuri separate. Pe ei aici aveți într-un colț, în i-ul acesta sau unde scrie videoclipul anterior, în care am testat dulciuri din întreaga lume. Bine, nu chiar din întreaga lume, ci doar din anumite țări, dar o parte. Și acum testăm produse fit pentru sportivi. Asta scrie pe cutie, hai să vedem. Avem aici Arambă. Asta e altă, asta e șmechere, bă, era diferită. Oh, bro, do you even lift? Bro. Ia, asta chiar îmi place. Ce văd aici? Bine, voi vedeți în față, eu văd pe spate. Aici îți arată și produsele. Aici sunt produsele. Așa, Nicolas direct desface. Avem, bineînțeles, ca și cealaltă cutie. Hashtag, toată lumea în comentarii. Asta nu-i suc, asta e magneziu. Da. Hashtag în pofta mea, vreau să scrieți acum în comentarii. Hai să facem cât mai multe comentarii cu hashtag în pofta mea. Asta vreau la acest videoclip, nu vreau like, vreau hashtag în pofta mea, deci nu-mi dați like. Da? Așa, pofte, hârtie. Și hai să începem. Cu care începem? Stai că citesc aici, eu le-am pe astea. Deci astea sunt, dar nu mai scrie țările, ba da, scrie și țările, uite, de prin Franța, de prin, de unde ar mai fi la unele. Da? Ok, hai. Ce produse avem acolo, tati? Prezintă-le tu. Sau le iau eu de data asta la rând? Eu. Prima pe care o văd, habar n-am ce este, dar arată foarte bine. Protein, what, bite. Tati, eu ce le dau. Tu mi le dai, bun. Avem aici niște ovăz cu proteină, de fapt proteină cu ovăz. Zice că ar fi o mușcătură, bites. Spop, 20 de grame de proteină pe pachet. Cam așa arată acestea. Așa. Deci așa, cu unt de arahide, pătrățele proteice savuroase. Nu mănânc ele. De ce să nu mănânc? Păi acum eu trebuie să le testez. Și după ce le testez, le mănânc pe toate. O, nu. De ce nu? Așa, le mănânci câte una pe zi. Câte una pe zi? Ah, bine. Bine, așa o să fac. Câte una pe zi. Mulțumesc. Ca să nu le termin pe toate. Ca să nu le termin pe toate odată, corect. Că te doare burtica. După aia, nu? Da. Trebuie făcute cu cap, mâncate cu cap. Dar putem să le testăm, să le gustăm puțin, nu? Nu mă lași să le gust? Pentru că se doare burtica. Nu mă doare burtica acum. Doar dacă le mănânc pe toate, o să mă doară burtica. Da. Deci avem aici Fit Pro. Hai să vedem. Nu. Aici. Avem niște mișcăți cuburi din... Cam așa arată. Ia. Eu nu vreau să-i. Te cau și miere? Nu. Unde arahide, o văz. Sculeaz din ce țară. Uite. N-am idee din ce țară. Uite-l. E bune. E bune, tate. Nu vreau să...
Nu sunt cleioase, nu sunt lipicioase, chiar sunt ok. Hey, îmi place și nu sunt foarte dulci, chiar deloc. Sunt puțin așa, cât trebuie. Tati! Chiar sunt bune, mă. Asta e chiar, e stică. Aș putea mânca de astea în fiecare zi. Îmi place. Să le dau și o notă? Un 8,50? Pune acolo. Chiar le-aș da un 8,50, după gustul meu chiar sunt bune. Bun, hai să continuăm. Luăm, nu, deci avem aici cutia. Tu mi le dai, tu mi le dai, tati. Hai, alegi tu ce vrei. Ia îmi dai una dulce, una sărată. Avem aici Bets What Salt Stick. Tot așa, niște sticuri, niște, cum le spunem la asta? Da, sticuri din ovăz cu busuioc și oregano. Crocante și gustoase. No, cam așa arată sticurile acestea. Hai să vedem, sticuri pentru sportivi. De asta n-am mâncat niciodată, sincer. Bine, cred că n-am mâncat nimic din tot ce e aici, sunt total diferite. Te văd că pe una scrie chiar vegan. Că asta e produs vegan, nu trebuia să fie în cutia cu vegane? Acolo să fie altceva? Nu știu, da. Ce chipsuri, nice. De fapt nu chipsuri, sticuri. Bun, se simte gustul de oregano. Elegant. Nu e foarte puternic, adică e bun. Dorești? Nu dorești, normal, dar cum să dorești, dar ce e? Da. Tu ești aici doar pe post de asistent. În cazul în care mie nu-mi place ceva, tu zici că nu-ți place înainte de a gusta. Continuăm. Dă-mi ce dorești tu, tati. Așa, o pungă mare de coconut chips. Chipsuri de cocos. Din Franța. Chipsuri din cocos cu sare de mare din Franța. Certificat organic, aromate cu sare de mare și coapte fără adaug de zahăr și grăsimi. Așa se prezintă aceste chipsuri din Franța. Scrie pe spate. Scrie pe spate, lasă mă. Ei, dar n-am foarte gând, de mine, de ce mă chinui? Dar ce cutie e asta? Aia. Hai să vedem, tati. Asta e cocos. Hai că îți place cocosul. Dar sunt puțin crocante. Eu nu mai duc cocos mereu. Aromate, crocante, așa. Sunt fermate. Nu sunt stricate. Nu sunt stricate. Sunt crocante. Sunt puțin crocante. Dar ce bune sunt. Cum e? Nu e bună? E puțin cu sare, tati. Apă. Sunt puțin sărate. Nu este la mamă, ca niciodată. Apă? Da, chiar e bune. Ce, ți-a făcut sete? Apă. Mamă. Sau suc. Dai suc, ia de aici, din cutia trecută. Mamă, deci sunt extraordinare. Nota 9. Raia nu i-am dat nota. Da, un 6. Lua asta, un 6. Poți să pui acolo sucul? N-am mai mâncat ceva. Poți să pui acolo sucul, tati? Asta merită testată, e foarte bună. Chiar e foarte, foarte bună. Tati, poți pui? Îl pun aici. Sunt gustoase. Îmi dai, te rog, următorul. Așa. Uite. Avem aici, da, mix studențesc de, văd caju, migdale, stafide, alune. Din ce țară, nu știu, amestec ales de arahide prăjite, caju aromat, da, scrie aici, amigdale delicioase, stafide. Așa, bun. Spuneți că astea, da, nici astea nu sunt românești, în niciun caz, ăsta nu e, niciunul nu vrea să scrie prea, să fie fabricat sau ceva în România, deci sunt tot din alte colțuri ale țării, toate sunt din întreaga lume, da, tati, ba, po, da, mai, stai așa. Mie îmi plac foarte, foarte mult și știți că mereu v-am arătat că mănânc stafid de alune, migdale și tot fel de... Eu nu vreau. Nu vreau, tati. Eu nu vreau, tati. Interesantă stafida asta sau ce-o fi. Cred că e merișor, nu-i stafida asta. Asta cred că sunt merișoare, cam mare pentru stafida. Acum le las deoparte. Migdală? Hai să gust câte una de fiecare.
Explodul scade. Nu cred că am nici sare, nici nimic. Wow! Foarte bune. Foarte bune. Bune, natural. Continuăm, tati. Dai o pungă mare de chipsuri. Brown rice chips. Da, de astea cred că am mai mâncat, dar nu de la brandul ăsta. Brown rice, așa, chipsuri din orez, da? Sunt mititele. Sunt mititele. De cu chia și quinoa. Deci cu chia și quinoa. Quinoa. Chipsuri dintre astea. Dar n-am mai mâncat așa de subțiri. Ce tari. Ce subțiri sunt astea, sunt foarte, foarte subțiri. Nu ai mâncat niciodată de am mâncat dintre alea mai groase, toate. Da. Bine. Chipsuri. Cu ce? Gustă. Și hai să vezi cu ce e. Cum e? Bună. E bună. Ți-am zis. Poți să mănânci dacă dorești. Te las să mănânci câte vrei. Chiar sunt bune. Ha, dă-mi un... Bine, le mănânc după aia, ok. Mai dăm, te rog. Mă, bă, termină. Așa, ce-mi dai în continuare? Hai că eu văd produse care îmi fac cu ochiul așa, abia aștept să le degust, dar el îmi dă numai... Îmi dai sucul acum deja? Magneziu. Așa, care este vitamina A cu magneziu? Cred că ați băut foarte mulți, doza zilnică de energie, da. Magneziu. Ăsta cred că îl cunoașteți cu toți. Este cu gust de acai și cu aveze negre. Da, hai să... Am mai băut de mult. Mai băut de mult? Bun. Da. Încet. Cum e? Bună și gustoasă! Bună și gustoasă! Ca la mama acasă. Așa, m-am hai! M-am mâncat niciodată. N-ai mai băut de la tu, da. Nici nu trebuie, ești încă mic. Așa, robar, protein, spirulina, lemon. Plant uite, protein. Uite. Baton proteic organic și fără gluten, așa, cu lămâie destinată persoanele active amatori. Ăsta e românesc, cumva? Robar. Nu, scrie în engleză, dar bine, scrie și în română. Robar. N-am mai mâncat până acum și sincer nici n-am mai văzut. Uite cam așa arată robarul ăsta. Dacă știți voi dacă e din România sau nu. Deci nu scrie la toate din ce țară sunt, văd. Așa, bun, te scuz. What the fuck is this? Spirulină și lemon. Deci asta e cu spirulină. N-am mâncat niciodată un baton protein cu spirulină. Plus pea and rice protein. Ce miros are, bă. Bă, e stricat ăsta? Așa trebuie să fie verde? Tiramisu? Bă, deci ăsta e verde, verde. Deci nu știu dacă se apreciază pe cameră, dar e verde. Deci zici că e un verde mucegai. Dar nu e mucegai, adică e verde. E un verde verde. Cum apare verdele? Ai verde și prin interior, exact la fel. De la spirulina. Eu nu vreau să-i cuști. Din plante, deci ăsta cred că e vegan. Cumva? Uite, și ăsta e tot vegan. Mai sunt și ăsta e tot vegan. Bă, asta e chiar vegan, nu e fit. Bine, că multe produse... Bă, tati, multe produse fit pot fi vegane, da? Uite, și ăsta e tot vegan. Vreo 4 de aici sunt vegane. Și ăsta e vegan? Deci nu mai îmi dau seama. Băi, e un... Uite! Un gust foarte dubios la asta. Dar eu tot mănânc că e un gust nou și interesant. De la spirulină. Eu am mai luat spirulină, dar doar pastilă. Sunt verzi. Pastile, pentru cei care nu știu, spirulina e verde. O plantă, da? Nu, tati! Interesant. Mă cât de la asta! Te cât de la aia. Hai, mai dăm, că mai avem câteva. Așa, dăm ceva bun să văd aici. Bezo Protein Bar. Multifuncțional. Bezo, bezo de unde? Așa, cu ciocolată. Cu aromă de ciocolată și conținut ridicat de proteine și fibră. Bezo, nu? Așa scrie pe ea. Ăsta e aproape. Bezo. Ia să vedem noi. Tot ce am aici și ce mai am cutia pe care trebuie să desfac a treia. Mi-ajung.
ceva timp. Mmm, ce bine arată. Ce bine miroase. Mmm. Gustă. Nu e foarte dulce deloc. Chiar nu e. De curiozitate. Ce conținut de proteină are? 30% proteină. Are. Are. Chiar e bun. E bun. De ce scală primitul? Mai care câte una. Continuă. Almond chocolate. O prăjitură. Organic vegan. Și ăsta e tot vegan. Și mai văd vegan? Deci, cred că jumate din astea au fost vegane. Dar chiar sunt bune, bă. Deci sunt bune produsele vegane, multe din ele. Super gustoase. O coloană. Cookie Cat. Uite, vezi? Da, e o pisicuță cu o funiță. Cookie Cat asta. Așa, almond chocolate. Deci, dacă se vede, tati, focusează pe ea. Pisicuța seamănă ca o coloană. Cookie Cat, cookie, așa îi spune. Protein cu ciocolată neagră, bă. Îmi place ciocolata neagră. Uite. Cea mai bună. Te-am dat eu. Da. Ce se merge? Pisica. Aici. E ca o coloană. Are o coroniță, o fundită în cap. Da. E ca o coroniță. Și avem aici o prăjitură care zici că chiar și-a băgat pisica labele pe aici, în degetele, așa zici că a făcut. Da. Sunt mici. Sunt cam mici, Jay. Mamă. Sunt cam mici. Mamă. Sunt cam mici, genitele. Nice. Ești un camele. Zici că e un fel de salam de biscuiți, puțin mai tare. Tati, sunt ca pe degetele. Exact, zici că trebuia tu degetele aici. Mm, e bun. E bun. Mm. Mai îi dau un nou. Mm. E bună. Îmi iau doza de proteină pentru azi ca lume. La, 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 le, le. Mm. Fitspo. Uite. Flapjack. Uite, din tati, ce țară e asta? Flapjack cu coacăze. Așa. Stăpânește foamea și beneficiază, cred și eu, că la cât e de mare asta. Are 90 de grame asta, chiar e zdravă. Coacăze sunt, tati, nu sunt strugurile astea. Așa. Ăsta e produsul? Așa arată. Uau! Cred că scrie pe unde va pe aici de unde e. Așa ăla e ultimul, după aia cu tiramisu. Haide. Ce bine miros coacăzele. Miroase bine. Simțiți și voi mirosul? Vă dau așa puțin, apropiți-vă, luați așa telefonul și faceți cu el și imaginați-vă mirosul de coacăze. Sau dacă nu vă știți în grădină, dacă aveți și luați o coacăză. Așa, bun. Așa, avem aici cât conținut de proteină are să vă prezentate. Zahăr, fibre, grăsime, carbo, unde scrie proteine, 5,8 grame. Nice. Vrei să gușate? E bun. Efectiv, îți intră așa ușor din ținea. Foarte ușor mestecabil, dacă pot spune. Bun. Îmi place. Și chiar e sățios, unul de ăsta e mare. Chiar ține de fapt. 50% proteină. Mam. High protein bar. Fitspo din Italia. Din Italia avem acum aici. Baton proteic cu gust intens. De tiramisu. Da, filmituri, tati. De tiramisu. Ia uite. Așa arată batonașul ăsta, ultimul. Focusează pe el. Ăsta e ultimul batonaș din Italia. Ia să-l vedem și noi. Slim Fit Pro. Cu ciocolată. Arată bine. La exterior. Ciocolată fină de calitate. El are multe ciocolate. Ce tare. Mm. Asta e bine. Mă vezi, tati? Mm. Nu-i dulce aproape deloc. Mă vezi, tati? Nu te văd, unde ai dispărut? Unde ești? Unde ai dispărut, Nicolas? Te-ai băgat în cutie?
Te-ai pus aici? Nu ești aici? Interesant. Ca și gust. Chiar e bun. Destul de bun. Tati! Da? Ai apărut? Acolo ai fost? Hai de chiar. Da. Bun. Și cam asta a fost... Nu te văd. Și cam asta a fost ultimul videoclip. Ultimul mai produs. Începem încă una? Mi-e sete. Tati. Da. Așa. Mai începem încă una? Și pe ultima, o să o filmăm imediat. Hai să luăm 5 minute o pauză, facem încheierea. Cam obosit, mănânc de aproape o oră. Mănânc rom să-i gust. Da. Mai facem bun. Încă una. Le punem pe asta. Asta a fost a doua cutie. Dar voi vedeți doar un singur videoclip acum. Uitați-vă și la cealaltă produse. Acum mai facem încă una. Da. Încă o dată, dacă vă interesează, aveți un link în descriere. Vă specific încă o dată că nu sunt plătit să le fac reclamă. Dar mi-au trimis o cutie și m-au rugat, m-au întrebat, de fapt, dacă vreau să le arăt produsul. Da, pentru că mie îmi place să testez, să gust. Și nu mă costă nimic ca să mănânc, da? Deci, ca să se înțeleagă, că mai sunt persoane care, bă, că ai primit bani la greu ca să faci o astfel de filmare și lucruri de genul ăsta. Te mănânc. Gata, mănâncă tu, de fapt, dulciurile astea. Ăsta a fost videoclipul, ne vedem la următor. Nu uitați să vă abonați, să dați un like și, bineînțeles, hashtag în pofta mea. Pa, pa!